Trăiască Domnul! Prebiților, vă rog să vă ridicați înaintea Domnului. Îl onorăm pe Dumnezeu pentru această glorioasă cântare și nu numai. Și mulțumim Domnului pentru tot ce a fost până aici. Deschidem Sfânta Carte, Biblia, la 2 Timotei, capitolul 2. Cu reverență citim de la versetul 1 la versetul 7. Tu, dar copilul meu, întărește-te în harul care este în Hristos Iisus. Și ce ai auzit de la mine în fața multor martori, încredințează la oameni de încredere care să fie în stare să învețe pe alții. Suferă împreună cu mine ca un bun ostaș al lui Hristos. Niciun ostaș nu se încurcă cu treburile vieții dacă vrea să placă celui ce l-a scris la oaste. Și cine se luptă la jocuri nu este încununat dacă nu s-a luptat după rânduieli. Plugarul trebuie să muncească înainte ca să strângă roadele. Înțelege ce-ți spun. Domnul îți va da pricepere în toate lucrurile. Amin. Să reocupăm locurile. Am rugămintea, așa cum și aseară am provocat tinerii la conferința de tineret. Înainte de a asculta cuvântul Domnului, doresc din toată inima să vă binecuvintez în numele Celui ce este viu în vecii vecilor, glorie Lui. Fiți binecuvântați! Am rugămintea să vă uitați unii la alții, fără să dați mâna, nu este neapărat nevoie să dați mâna, dar binecuvântați-vă unii pe alții. Domnul să vă binecuvinteze. Vă aduc salutări sfinte din România, vă aduc salutări sfinte din partea familiei, din partea bisericilor, din județul Bistrița. Harul, pacea și binecuvântarea Domnului să fie peste noi toți. Sunt deosebit de bucuros să fiu la sărbătoarea aceasta în această zi și apreciez invitația Bisericii Elim, bordului de conducere, Dumnezeu să-i binecuvinteze, de la păstor până la cel mai mic, la vârstă mă refer, din comitet, nu vorbesc de funcții, doresc ca Dumnezeu să-i binecuvinteze pe fiecare. Amin? Harul lui Dumnezeu și binecuvântarea Domnului să fie peste ei. Apoi salut echipa pastorală, slujitorii, Domnul să vă binecuvinteze. Ieri le-am vorbit la conferința comitetelor și le-am spus ceea ce vă spun și dumneavoastră, vă port în suflet, vă port în inimă, vă port în rugăciuni și doresc ca îndurarea Domnului să fie peste noi toți, trăiască Domnul! Dragii mei, este onoare să fiu alături de fratele Ioan. Până azi n-am știut că te cheamă Ioan. Eu tot Bobi îl știu pe fratele Bobi, dar astăzi dați-ne voie să-i spunem fratele Ioan. Dumnezeu să-l binecuvinteze, soția, copilașii. Pe fratele Ovidiu, este o surpriză mare pentru mine. A fost, de fapt, când fratele păstor Radu m-a anunțat că fratele Ovidiu va fi pus în slujba de diacon. Slăvit să fie Domnul! Frate Ovidiu, am avut binecuvântarea și harul să te botez. S-a botezat în vremea când am fost păstorul Bisericii Elim, apoi am predicat la căsătoria voastră. Dacă vă aduceți aminte, mai știți tema? Familia este o cetate. Astăzi am harul să predic la ordinarea voastră și Dumnezeu să vă binecuvinteze. Pe sora Florii, pe sora Nelly, soțiile lor, harul și îndurarea Domnului să fie peste aceste două familii. Dragii mei, în această zi, lecția biblică am intitulat-o 5 trepte în slujire. Dacă ne uităm la ceea ce spune Biblia, observăm că aici este vorba despre relația unui celebru din Scriptură și a unui elev. Este vorba de apostolul Pavel, care altădată era rabinul Saul. Când ne uităm la viața lui și ne uităm la istoria vieții lui, nu este greșit să spunem că a fost una din cele mai înalte celebrități ale Scripturii. Rabinul Saul învățase teologia, permiteți-mi să spun că și-a luat licența cu 10, permiteți-mi să spun că a fost foarte echipat teologic, istoric și din toate punctele de vedere social, 7 limbi străine, spune istoria, aproximativ le stăpânea.
era cetățean roman. Însă omul acesta nu avusese o întâlnire personală cu Dumnezeu niciodată. Până într-o zi când Dumnezeu decide ca pe drumul Damascului să-i se descopere într-un mod relevant, într-un mod nemaipomenit, și lumina aceea care a coborât din cer să aibă o voce care să-i vorbească era Iisus. A înțeles marea strigare și marea chemare din partea lui Dumnezeu, a înțeles trimiterea lui Dumnezeu, a înțeles chemarea lui Dumnezeu de a vesti Evanghelia. Dar mai mult decât atât, Dumnezeu ne-a chemat această Evanghelie, o predic de 24 de ani. Dar dacă m-aș canaliza doar la a predica Evanghelia, dacă am 18 ani de pastorație și m-aș canaliza doar aici, dacă ești prezbiter sau diacon sau profet și te canalizezi doar aici și nu te gândești că în viața de slujire, în urmă trebuie să lași ucenici, să știți că e un mare semn de întrebare. Apostolul Pavel, care predica Evanghelia într-un mod extraordinar, făcea Dumnezeu minuni prin el, extraordinar, haina de pe el! Când atingea bolnavii, erau vindecați. Dar apostolul Pavel nu s-a oprit aici. Și apostolul Pavel a zis, când plec, în urma mea trebuie să rămână ceva. Vreau să vă spun astăzi, astăzi sunteți elevii acestei biserici și elevii lui Dumnezeu. Mâine veți fi profesorii altor elevi. Asta vrea Dumnezeu. Elevul are o dependență de profesor. Timotei era dependent în viața lui spirituală de trei mari învățători. Primul învățător din viața lui a fost bunica sa. Al doilea învățător din viața lui a fost mama sa Eunice. Al treilea învățător a fost Pavel și mai presus a fost Dumnezeu. Apostolul Pavel îl preia ca un elev în școala lui spirituală și îl formează, și ascultați modul cum se adresează lui Timotei. Versetul 1 și versetul 2 din primul capitol. Pavel, apostol al lui Iisus Hristos, prin voia lui Dumnezeu, după făgăduința vieții care este în Hristos Iisus, către Timotei, către fratele Ioan și fratele Ovidiu, către Timotei, copilul meu prea iubit, copiii mei prea iubiți, har, îndurare, pace de la Dumnezeu Tatăl și de la Hristos Iisus Domnul nostru. Haleluia! Trăiască Domnul! Așa s-a adresat omului Dumnezeu Pavel lui Timotei. Mulțumesc lui Dumnezeu căruia îi slujesc un cuget curat din moș strămoș, că neîntrerupte pomenesc în rugăciunile mele zi și noapte. Și este aici o întrebare. De unde i-a adresat cuvintele acestea extraordinare apostolul Pavel? Știți de unde? Din lanțuri. Un om încercat, un om legat pentru Hristos, aduce o astfel de îmbărbătare și de încurajare, cuvinte extraordinare pentru elevul său. Și apostolul Pavel spune, Timotei, va trebui să urci în viața de slujire 5 trepte. Prima treaptă despre care vreau să vorbesc în această dimineață este treapta ucenicizării. Versetul 1, tu dar, copilul meu, întărește-te. Și mă opresc aici. Tu dar, copilul meu, întărește-te. Și a permis să spună fraza aceasta și să-l numească copilul lui, pentru că într-adevăr, în credință, era copilul apostolului Pavel. Fiecare dintre noi avem un părinte, fiecare dintre noi avem anumiți dascăli, depindem în viața aceasta de dascălii laici, depindem de dascălii spirituali, depindem de marele profesor Dumnezeu, slăvit să fie numele Lui în vecii vecilor. Te întreb în această zi, cine ți este adevăratul învățător? Când te uiți la Domnul Iisus, din perspectiva aceasta educației, îl vezi pe Domnul ca marele învățător? Când te uiți la marea profeție pe care o găsești în Scriptură, numele Lui e minunat sfetnic, adică învățător. Cel care n-a greșit în ecuația predicării Evangheliei niciodată este Domnul Iisus Hristos.
Și Domnul, după ce a ieșit din apa botezului, cea mai frumoasă predică a timpurilor și care răsună și astăzi a fost a Mântuitorului: pocăiți-vă și credeți în Evanghelie. Asta va trebui să faceți și voi. Să predicați o Evanghelie a mântuirii, a pocăinței. Lăudați să fie Dumnezeu. Întărește-te, spune Pavel apostolului, ucenicului său Timotei. Timotei era un învățător al apostolului Pavel, numit de apostolul Pavel, copilul meu. Tu dar, copilul meu, întărește-te. Aici remarcăm imaginea unei relații extraordinare dintre elev și învățător. La treapta ucenicizării vorbim despre o chemare specială adresată lui Timotei, care vorbește despre întăriri în harul lui Hristos. Și continui a doua parte a versetului: întărește-te în harul care este în Hristos Iisus, adică întărește-te în Hristos Iisus. Când vorbim despre harul lui Dumnezeu, stimați păstori, iubiți frați și surori, stimați tineri, când vorbim despre harul lui Dumnezeu, harul lui Dumnezeu are mai multe definiții. Este ca o verighetă care o pui pe un deget, care este bine prelucrată și este rotundă și nu are capete și nu are final. Așa este harul lui Dumnezeu. Harul lui Dumnezeu nu are final. Harul lui Dumnezeu este săvârșit. Harul lui Dumnezeu are multe definiții. Una singură vă spun pentru voi, preiubiții mei, care sunteți astăzi investiți în lucrare pentru slujba lui Dumnezeu. Roman 5, versetul 2. Una din definițiile harului pe care le găsim în Scriptură, hai să fac o paranteză, am mai numit harul lui Dumnezeu din perspectiva mea, că harul lui Dumnezeu este acea metodă a lui Dumnezeu prin care mă binecuvintează și nu merit să fiu binecuvântat, și harul lui Dumnezeu este acea metodă a lui Dumnezeu prin care își face milă de mine și nu mă pedepsește după cum aș merita să fiu pedepsit. Mergem în cuvântul lui Dumnezeu, versetul 2 din capitolul 5 Romani, unde Biblia spune: lui datorăm faptul că prin credință am intrat în această stare de har în care, aleluia, e Biserica Elim în harul lui Dumnezeu? Când în 2011 noiembrie am plecat definitiv din biserica aceasta, am lăsat-o în harul lui Dumnezeu și a rămas în harul lui Dumnezeu. Zona aceasta, Andalusia, a rămas în harul lui Dumnezeu și este în harul lui Dumnezeu. În momentul în care privești harul lui Dumnezeu ca o definiție a unei stări binecuvântate, voi ați intrat în mâna lui Dumnezeu. Mi-aduc aminte de fratele Ovidiu, care era un copilandru atunci când slujeam biserica aceasta, apoi mai târziu am predicat la căsătoria lui. Iată, astăzi e pus în lucrarea lui Dumnezeu. Ne uitam la fratele Bobby, care întotdeauna a fost un om cu inimă mare. Să știți că și el este un pic mai mare, dar și inima e foarte mare. Și de multe ori îl vedeam în adunare, undeva mai prin spate, dar Dumnezeu din spate l-a dus în față. Pentru că știți ce se întâmplă? Spune Biblia că un om pe care îl vroia Dumnezeu în lucrare stătea ascuns printre oale. Și Dumnezeu printre vase și Dumnezeu îl cheamă de acolo. Dragii mei, toți suntem vase, și cel de pe ultimul rând, și frații care stau în picioare au mai mare răsplată. Ei cu mine acum au la fel, că și eu sunt picioare. Dar ei au mare răsplată că stau în picioare în casa lui Dumnezeu să vă primească bine, să vă ofere un loc. Toți suntem vase în casa lui Dumnezeu. Înțelegeți astăzi că dacă ați intrat în această stare de har, din mâna aceea, frații mei prea iubiți, o mână divină te va ține în starea aceasta. Nu te va lua nimeni de acolo, pentru că e săpat în mâinile Domnului Iisus. Pentru că harul l-a adus jertfa lui Hristos și de acolo orice s-ar întâmpla, nu te dă nimeni jos, te ține Dumnezeu în picioare. Glorie lui în veci, te ține Dumnezeu tare. Dacă sunt slujitori care star și stau pe stâncă, este că deasupra lor e harul lui Dumnezeu, este că în spatele lor e timpul de rugăciune, este că sunt oameni care și-au pus și și-au încorat credința lor în Dumnezeu. Mărit să fie Domnul! Doresc ca Dumnezeu să ne ajute să ținem cont de această treaptă a ucenicizării. Astăzi sunteți voi ucenici.
mâine veți avea ucenici. Acesta este principiul așezat în Scriptură de Apostolul Pavel. A doua treaptă, Pavel îi spune lui Timotei, dragul meu copil în credință, urcă pe treapta responsabilității și maturității. Eu aș vrea să-l întreb și nu trebuie să-mi răspundă fratele Radu în calitate de păstor al acestei biserici. De ce a decis împreună cu bordul de conducere să ordineze pe acești doi oameni? Vă spun eu, a văzut în ei maturitate, responsabilitate. Nu vei ordina un om dacă privești din perspectivă biblică, dacă nu este un om matur, dacă nu este un om responsabil, dacă nu este un om capabil să ducă lucrarea lui Dumnezeu și Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Ca întotdeauna să avem ochii deschiși. Apostolul Pavel vine în versetul 2 și spune așa, și ce ai auzit de la mine în fața multor martori, încredințează la oameni care să fie în stare să învețe pe alții, lăudat să fie Dumnezeu. Treapta aceasta, Apostolul Pavel, este o treaptă despre care el vorbește și îl cheamă pe Timotei să urce această treaptă a responsabilității și maturității. Pavel îl vede pe Timotei capabil, matur, pregătit pentru a transmite altora ceea ce a învățat, ce a auzit de la mine, încredințează. Am putea vorbi și despre menirea ucenicului ales. Un ucenic ales, un ucenic matur, va prelua ceea ce a învățat de la învățător și va transmite mai departe altora. Știți cam cum trebuie să fie un slujitor? Un fotocopiator. Adică să facă cât mai multe fotocopii. Niciodată un învățător nu se va supăra dacă privește pozitiv că învățătorul lui ia toate lucrurile bune din viața lui de slujire. Asta nu înseamnă să copiați pe cineva. Voi trebuie să fiți individuali. Voi aveți fiecare personalitatea voastră. Dar tot ce vedeți bun de la pastor, tot ce vedeți bun de la alți lideri bisericești, luați și dumneavoastră. Dumnezeu să vă ajute la aceasta. Este foarte important să înțelegem, Timotei este chemat să transmită altora. Apostolul Pavel îl vede deja pregătit. Este treapta responsabilității și maturității. Timotei acum se pare că nu mai este dependent de Pavel, ci se pare că acum Pavel îi spune, de azi înainte vei fi liber. Ci mai mult decât atât, este chemat să formeze alți ucenici, la rândul lui să aibă elevi, la rândul lui să aibă copii în credință. Când a fost ordinat, din punct de vedere istoric, când a fost ordinat Timotei în vremea aceea ca păstor, a fost cel mai tânăr păstor din acea vreme. De multe ori se pune întrebarea, și am avut și o discuție aceasta, chiar odată la o masă, la o discuție cu mai mulți slujitori, îmi spunea, așa, printre altele, în ghilimele, cum de au, hai să zic așa, avut curajul frații să te ordineze așa tânăr? Aș vrea să vă spun că Dumnezeu nu se uită la vârstă, ci Dumnezeu se uită la maturitate. Dumnezeu se uită la sinceritate. Dumnezeu se uită la cât de echipat și pregătit ești și cât de responsabil ești pentru lucrarea spirituală, lăudat să fie Dumnezeu. Încredințează, încredințați, să încredințăm la oameni de încredere, la oameni capabili de înaltă maturitate, de a transmite și altora și Doamne ajută la aceasta. Trei, a treia treaptă este treapta suferinței. În versetul 3 spune Biblia, cuvântul Domnului prin apostolul Pavel, de acolo din închisoare, îi spune lui Timotei, suferă împreună cu mine ca un bun ostaș al lui Hristos. Și s-a mintit de suferință. Fratele păstor Bosby spunea că de ce oare păstorii trec prin suferință? Fratele păstor Radu spunea același lucru, toți trecem prin suferință. Acum n-aș vrea să vă speriu, că deja voi sunteți în ziua în care veți fi ordinați prin rugăciune, prin punerea mâinilor și se va recunoaște această lucrare. Dar eram tânără, aveam 22 de ani, nici chiar împliniți, și Dumnezeu mi-a vorbit, vei fi pus în lucrare, dar înainte de a fi pus în lucrare, vei trece printr-o mare încercare. Slujitorii, pentru a se maturiza în lucrarea de slujire, îngăduie Dumnezeu când într-un fel și când în altul.
În 11 noiembrie anul 2000 m-am căsătorit cu cea mai frumoasă tânără din Bistrița, pentru mine. Apoi am fost plecat undeva la o evanghelizare în zona Botoșani și Duhul Sfânt mi-a vorbit ceea ce v-am spus. Ne-am întors de acolo, eram propus pentru ordinarea de diacon și nu știam ce se va întâmpla. Așteptam momentul acela, mă gândeam să nu avem vreun accident de mașină, eram începător cu mașina, luasem permisul doar de 2-3 luni de zile, mă gândeam la altceva și la altceva și tot îmi treceau atâtea prin cap și prin mintea mea. Dar nu știam că, de fapt, eu voi trece prin suferință. Cei ce în vremea aceea ați locuit în Dumitra, Cepari, Oraș, Bistrița, St. George, majoritatea mă știți din vremea respectivă, vă aduceți aminte, poate unii mărturia și aici la Elim am mărturisit lucrul acesta, spun doar telegrafic. Chiar din călătoria aceea de la Botoșani m-am îmbolnăvit de plămâni. A trecut peste mine o suferință grea, de 6 luni de zile de tratament și spitalizare. Ajunsesem sub 50 de kilograme și așa eram eu slab atunci. Mi-au făcut frații, Domnul să-i binecuvinteze, zilele trecute, ieri, alalterii, aprecier, frate Ștefi, te-ai mai tomnit, cum spun bistrițenii. Ajunsesem sub 50 de kilograme. Dar am înțeles în acele momente de suferințe că Dumnezeu a îngăduit acest lucru. Au început oamenii să mă viziteze în spital, se rugau frații, bisericile, mi s-a făcut ungerea. Dar Dumnezeu a îngăduit 6 luni de suferință. După 6 luni de suferință într-o biserică, vă spun doar biserica, sat chinez, județul Timiș, când m-am ridicat la amvonul bisericii să vorbească, deși eram cu tratament, n-am vrut să merg așa departe. Dar Duhul Sfânt, printr-un glas profetic, a zis, bărbatule, drumul care crezi că nu-l poți să-l faci, du-te, voi fi cu tine și acolo voi face o minune. Nu știam că minunea va fi pentru mine. Eu eram cu 16 medicamente în fiecare zi în buzunar. Și când m-am ridicat, n-am vorbit decât 15 minute. Și după ce am vorbit 15 minute, am ridicat biserica la rugăciune și Duhul Sfânt a zis, bărbatule, mă ating de plămânii tăi și curăți. Și ce a vindecat Dumnezeu a rămas vindecat și azi. Slăvit să fie Domnul! Veți trece prin încercări. Vor fi nopți când veți plânge și nu vor ști nici soțiile și nu trebuie să știe durerile voastre. Dar sus, deasupra acestei biserici, este un cer. Deasupra cerului este un tron. Pe tronul acela este stăpânul, e Dumnezeu. Și când pernele vor fi utate de lacrimi și când batistele nu ne vor mai ajunge și când suspinele vor fi multe, va zice Dumnezeu, robul meu, sunt cu tine! Aleluia! O, de câte ori n-am strigat către Domnul, de câte ori n-am plâns înaintea lui Dumnezeu, dar Dumnezeu mi-a ascultat rugăciunea. Slăviți să fie numele Lui! Fiți oamenii care să înțelegeți chemarea la suferință! Suferă împreună cu mine ca un bun ostaș al lui Hristos. Asta îi spune apostolul Pavel lui Timotei. Slujim împreună, ne bucurăm împreună, răbdăm împreună și după caz suferim împreună. Versetul 8 la 12 și versetul 15. Aduți aminte de Domnul Iisus Hristos, din sămânța lui David înviat din morți după Evanghelia mea, pentru care sufăr până acolo că sunt legat ca un făcător de rele, dar cuvântul lui Dumnezeu nu este legat. De aceea rab totul pentru cei aleși, pentru ca și ei să capete mântuirea care este în Hristos Iisus împreună cu slava veșnică. Adevărat este cuvântul acesta. Dacă am murit împreună cu El, vom și trăi împreună cu El. Dacă răbdăm, vom și împărăți împreună cu El. Aceasta trebuie să vă fie perspectiva, că într-o zi veți împărăți cu Domnul, lăudat să fie numele Lui. Dacă ne lepădăm de El, se va lepăda și El de noi. Începeți azi cu dreptul. Știți că nu e important când cineva începe facultatea de drept, pe cât este de important să o termine bine? Știți că nu este atât de important cum începem lucrarea lui Dumnezeu plin de carismă, plin de har, de pasiune. Mi-a plăcut mult, frate Cornel, cum a accentuat astăzi, să fim pasionați pentru Hristos.
dar să țină pasiunea asta până la capăt. Știți cam cum e relația în slujire cu Dumnezeu? Uitați-vă un pic în spate la soțiile voastre. Uitați-vă. Așa, cu adevărat, nu cu coada ochiului. Așa că le iubiți? Așa că o să le iubiți și când vor fi cu per cărunți? Așa că o să le iubiți și când o să aibă 60-70 de ani? Dragostea aceea crește în fiecare zi și sufletul dragostei nu va îmbătrâni față de partenerul de viață niciodată. Relația mea cu Dumnezeu să fie întotdeauna prosperă. Dragostea mea pentru Dumnezeu să crească în fiecare zi. Dragostea voastră în relația cu Dumnezeu să nu îmbătrânim niciodată. Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Lăudat să fie Domnul. Și versetul 15. Caută să te înfățișezi înaintea lui Dumnezeu ca un om încercat, ca un lucrător care n-are de ce să-i fie rușine și care împarte drept cuvântul adevărului. Vor fi situații când va trebui să luați decizii. Frate Ioan, în calitate de prezbiter, vei fi chemat la mărturisiri, vei fi chemat la ungeri cu un de lemn. Vor fi situații în familie când va trebui să iei decizii, vor fi situații când va trebui să știe numai Dumnezeu cu tine. Hai să vă dau un exemplu, pentru că el, ca și prezbiter, va avea și drept să ia mărturisiri. Într-una din zile, un tânăr ca și voi este ordinat, după ordinare își începe lucrarea de pastorație, lucrează cu multă responsabilitate, dar încep și mărturisirile. Pentru că sunt situații și situații în viața noastră de credință. Având o soție foarte curioasă, eu acum o știu pe sora Nelly foarte bine, pe Flori și pe ea, dar nu așa de bine ca pe sora Nelly. Nu știu cât de curioase sunt. Să nu spuneți tare că sunt curioase, să-mi vă dați de gol acum. Nu știu cât de curioase sunt. Dar facem aici o parafrazare. Vă mărturisesc că soția mea o singură dată în viață m-a întrebat ce a avut fratele de discutat cu tine, dar mi-a mărturisit mai târziu că m-a încercat. Deci nu era curioasă să știe ce a vorbit, m-a încercat să vadă dacă îi spun și am zis nu pot să spun. Și atât. Dar continuă ideea aceasta, povestea aceasta cu acest pastor și a luat niște mărturisiri. Și după ce a luat mărturisirile, soția cu soacra, cu mama soacră, repede pe el, ce a mărturisit, spune-ne și nouă ce s-a întâmplat. Și a zis, vă spun, dar vreau să vă întreb ceva. Puteți ține un secret? Și ele, da, cum să nu? Și eu pot să țin. Este foarte important să avem această maturitate. Pentru că ceea ce ni se spune nouă, ceea ce ni se mărturisește, trebuie să știe numai Dumnezeu. Amin. Să aibă membrii acestei biserici încredere și la Speranța, dacă veți merge, și la Castel, și oriunde, și fratele păstor local va zice, am pe inimă să-l chem pe fratele Bobi la mărturisire, biserica aceea și pastorul care te cheamă să aibă încredere în tine, frate Ioan. Să avem încredere în responsabilitatea și maturitatea dumneavoastră. Dumnezeu să vă binecuvinteze la aceasta. Apoi, următorul adevăr, 4, este treapta alegerilor corecte. Versetul 4, aici găsim o comparație a creștinismului în termeni militari. Versetul 4. Niciun ostaș nu se încurcă cu treburile vieții dacă vrea să placă celui ce l-a înscris la oaste. Să vă descoper o discuție, asta nu-i mărturisire, o discuție de aseară chiar cu fratele Ioan, spunea, măi, dacă s-ar face armată, eu personal i-aș lua pe băieții mei de mână și i-aș duce la armată. Să învețe responsabilitatea. Ei, te-a luat Dumnezeu de mână și te-a luat păstorul de mână și te-a dus până la stadiul în care să putem spune ești matur pentru lucrarea aceasta. Aici este o comparație a termenilor militari. Niciun ostaș nu se încurcă cu treburile vieții dacă vrea să placă celui ce l-a scris la oaste. Dumnezeu să ne ajute să alegem corect în viață. Ca să fim plăcuți lui Dumnezeu, trebuie să înțelegem că ne-am înscris la oastea lui Dumnezeu, nu la un teren de joacă, ci pe un câmp al luptei, al responsabilității, al riscurilor.
Soldatul când se antrenează, când se angajează în armată, soldatul își asumă riscurile și responsabilitatea. Lăudat să fie Domnul, că și pe plan spiritual suntem chemați să facem la fel. Apostolul Pavel aduce în fața noastră și imaginea unui sportiv. Sunt aici sportivi? Sunt, sigur că sunt. Care au făcut sport într-un fel sau altul. Știți câtă responsabilitate trebuie să ai atunci când ești sportiv? Câte riscuri în viață, câte regimuri, cât de atent cu alimentația, cât de atent cu timpul, îți structurezi timpul, să ai timp de fiecare mișcare, de fiecare antrenament. Dacă vrei să fii un sportiv de performanță, trebuie să muncești mult. Culturiștii muncesc ani de zile ca să ajungă la un podium. Alergătorii aleargă mii și mii de kilometri ca să ajungă la ceea ce își doresc. Dar nu uitați că în sport unul singur ia medalia. Însă aici harul care ni l-a dat Dumnezeu este ca toți care alergăm bine, ca un sportiv bine echipat și pregătit și hrănit, toți vom avea harul să luăm medalia. Toți vom avea binecuvântarea să primim cununa, lăudat să fie Dumnezeu. Sportivul, din perspectiva lui Pavel în imaginea aceasta, este și imaginea unui creștin puternic. Și aduce imaginea aceasta în fața lui Pavel, în fața lui Timotei, apostolul Pavel, și versetul 5 spune Pavel, îi vorbește lui Timotei, luptă, fii un luptător. Pentru a fi încununat, trebuie să lupți după rânduieli. Doamne, ajută-ne la aceasta. Și o altă imagine este modelul unui agricultor. Care ați avut harul în viață să semănați vreodată grâu sau porumb mâna sus? Oh, ce frumos că pot să vorbesc cu oamenilor care știu despre agricultură. Am iubit într-un mod extraordinar munca și agricultura. Vă mărturisesc, acum sunt cam corigent. Dar când eram copil, plângeam să mă ia tata la semănat. Plângeam să mă ia tata la semănat. Acum copiii plâng dacă iei de pe telefoane. Și eram așa de dornic să merg la semănat. Și mi-aduc aminte de agricultura pe care o făcea tatăl meu, tehnologia aceea specială, extraordinară, când tăia un sac în două și îl umplea acolo cu, și lega la cele două capete și punea grâu și semăna cu mâna așa. Astăzi e tehnologie, poți să sameni într-o zi zeci de hectare. Și cu mâna semăna și așteptam să crească. Și Dumnezeu făcea să crească. Apostolul Pavel semăna, Apollo uda, Dumnezeu făcea să crească. Noi suntem chemați să semănăm, dar să semănăm cu credință. Sămânța, ca să crească, are nevoie de pământ și de apă. Și așteptam să crească. Și venea tata și mă lua de mână și mă chema cu el, spunea, uite, a crescut grâul, lăudat să fie Dumnezeu. Și semănam grâul și mergeam la moară și stăteam de pe o zi până cealaltă, la rând, cu carul sau cu cai, fiecare, noi aveam doar vaci atunci în vremea aceea, și stăteam la rând să ne vină rândul să măcinăm grâul. Și n-am să uit niciodată, frate Ioan și frate Ovidiu, n-am să uit niciodată imaginile acelea frumoase când venea rândul lui tata. Era un om cunoscut și respectat, era maestru la mine în vremea aceea, dar știau toți că are mai mulți copii. Și momentul în care începea morarul, era un bărbat puternic, înalt, și începea să încarce sacii noștri și să pună făina în saci. Când tata vroia să lege sacul acela cu ață, cu ce avea pregătit, spunea morarul, domnul Teofil, lăsați-mă să-l mai scutur un pic, că meritați să mai intre un kilogram. Și fiecare sac îl scutura în parte să mai intre un kilogram acolo. Aș vrea să vă spun, Dumnezeu să toarne fără măsură în voi. Să se scuture sacul acela și să toarne Dumnezeu pâinea binecuvântată, cuvântul lui Dumnezeu mărit să fie Domnul. Fiți agricultori care să semănați și să așteptați roadele. Este o cântare care spune așa, ce ai semănat cu lacrimi, ai să culegi cântând,
nu plânge după anii ce pierd și nu mai vin, fii răbdător în viață. Este o zi specială hotărâtă de Dumnezeu despre care nu știm. Este un ceas și va fi o clipă când se va auzi strigarea: vino robul meu bun și credincios, de moștenește cerul, trăiască Domnul în vecii vecilor. Muncește, pregătește terenul, pregătește aria, seamănă și apoi așteaptă să crească, îngrijește recolta, apoi strânge, mărit să fie Domnul. 1 Corinteni 9 de la versetul 7 la 10, nu mai citesc aceste versete. Dragii mei, Dumnezeu să vă binecuvinteze. Și ultima treaptă e treapta credinței. E treapta credinței. Așteaptă și înțelege. Plugarul trebuie să muncească înainte ca să strângă roadele. Nimic nu se poate face fără credință. Când predici Evanghelia, să o predici cu credință. Când te rogi pentru un bolnav, să te rogi cu credință. Când te rogi pentru dumneata, să te rogi cu credință. Când ceri binecuvântarea copiilor tăi, să te rogi cu credință. Fraților, Dumnezeu ascultă rugăciunea omului credincios și sincer înaintea lui Dumnezeu. Așteptați cu credință. Așteptați cu credință. Și să aveți răbdare în credință. Lăudat să fie Domnul. Și versetul 7, înțelege ce-ți spun, Domnul îți va da pricepere în toate lucrurile. Plugarul seamănă, apoi așteaptă și obiectivul lui este să strângă roadele. Pavel a semănat și a fost unul din semănătorii Domnului, dar a avut marea bucurie ca ceea ce a semănat să strângă și rodul lui, unul din rodurile lui a fost și apostolul Timotei, ucenicul Timotei, pastorul Timotei. Ce semănăm, ce învățăm prin semănarea aceasta este că învățăm de la apostolul Pavel că el a așteptat până la final și a așteptat cu credință, lăudat să fie Domnul. Binecuvântarea creșterii este în Dumnezeu. Binecuvântarea creșterii este în Dumnezeu. Apostolul Pavel se bucură de Timotei ca un mare rod al muncii lui. Fiecare dintre noi trebuie să avem acest obiectiv, această perspectivă de a forma ucenici lăudați să fie Domnul. Și îmi place foarte mult cum spune apostolul Pavel în versetul 7, repet, înțelege ce-ți spun, Domnul îți va da pricepere. Și acum întrebarea, și cu asta închei, în ce? În ce îți va da Dumnezeu pricepere? Le recapitulăm. În toate lucrurile, mulțumesc frate Petrică, în treapta ucenicizării îți va da pricepere. În treapta maturității și responsabilității îți va da pricepere. În treapta suferinței îți va da pricepere și putere, lăudat să fie Domnul. În treapta alegerilor corecte îți va da pricepere. Și în treapta credinței. Și în final aș vrea să spun, credința noastră e Dumnezeu. Puterea Lui e mare. Prin dragoste și harul Său, nădăjduiesc și când mereu, căci a salvat sufletul meu din veșnica pierzare. Fiți binecuvântați! Amin!